Bună seara, sunt Anișoara Rudin și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Referendumul de demitere a primarului Capitalei a eșuat din cauza prezenței scăzute la urne. 90% dintre alegătorii care și-au exprimat opțiunea au votat împotriva lui Dorin Chirtoacă. Liberalii califică rezultatele referendumului drept un vot de încredere acordat lui Dorin Chirtoacă, iar socialiștii o acuză pe Maia Sandu de faptul că plebiscitul nu a fost validat. Adolescentul de 14 ani din Verejeni, suspectat de omorul băiețelului de 6 ani găsit mort într-o fântână din localitate, a fost reținut pentru 72 de ore. După gratie a ajuns și tatăl său. Socialiștilor nu le-au ajuns peste 100.000 de voturi pentru ca referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoacă să fie validat. La urne s-au prezentat practic de două ori mai puțini oameni decât minimul necesar de 33%. Dintre cei care au venit la secțiile de votare, aproape 90% s-au pronunțat pentru demiterea primarului. Cifrele finale ar urma să fie făcute publice miercuri de Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău. Observatorii spun că nu au înregistrat încălcări care ar afecta rezultatele. Datele finale prealabile arată că la referendumul de ieri au participat 110.512 persoane sau 17,54% dintre cei înscriși pe listele electorale. Cifra este de aproape două ori mai mică decât minimul pentru validare. Majoritatea covârșitoare a celor care au venit la secțiile de votare s-au pronunțat pentru revocarea primarului Dorin Chirtoacă. Este vorba de 93.720 de persoane sau peste 87% din participanți. Aproape 13% din cei prezenți la plebiscit sau 13.857 de cetățeni consideră că Dorin Chirtoacă trebuie să-și păstreze mandatul. În toate sectoarele capitalei, cota votanților anti-Chirtoacă a depășit 80%, iar cea mai mare de peste 90% s-a înregistrat în sectorul Râșcani. Cea mai mică pondere de circa 75% a fost înregistrată în suburbiile capitalei. Tot în suburbii a fost și cea mai scăzută prezență la urne. Dacă referendumul ar fi trecut, socialiștii aveau nevoie de încă 70.000 de voturi pentru a-l demite pe Chirtoacă. Asta deoarece pentru revocarea lui erau necesare 163.571 de voturi, adică tot atâtea câte a acumulat la localele din 2015 plus 1. În aceste condiții însă, Dorin Chirtoacă își păstrează mandatul, dar nu revine automat la primărie, pentru că este suspendat printr-o decizie de judecată. Astfel, dacă instanța nu-i va ridica suspendarea, Silvia Radu ar urma să asigure interimatul până la alegerile locale ordinare din 2019. Sau altă persoană dacă liberalii și socialiștii vor obține anularea decizie prin care Radu a ajuns la cârma primăriei. După referendumul eșuat, liberalii spun că Dorin Chirtoacă a primit al patrulea vot de încredere din partea alegătorilor. Aseară, după închiderea secțiilor de votare, pentru prima oară după ce a fost reținut acum 6 luni, Dorin Chirtoacă a ieșit într-o conferință de presă. Chiar dacă nu revine automat la primărie, acesta le-a mulțumit orășenilor, dar și celorlalte partide pentru susținere. El spune că și-ar dori să-și ducă mandatul până la capăt. Au adus un subiect artificial în opinia publică, în agenda societății și au dat peste cap viața noastră timp de jumătate de an sau mai bine. Dorin Chirtoacă a cerut demisia socialiștilor pentru că ar fi abuzat de încrederea orășenilor. Astăzi, Dorin Chirtoacă a primit al patrulea vot de încredere. Voi cei care cu spumul la gură, că Dorin Chirtoacă n-a făcut nimic, 10 ani, că a furat încolo încoace. Dorin Chirtoacă l-a mulțumit celor care au boicotat plebiscitul, inclusiv formațiunilor care l-au susținut prin neparticipare, printre ele numărându-se și Partidul Democrat. Ei au jucat și așa, și așa. În Consiliul Municipal au votat pentru inițierea referendumului. Prin judecăți, cine a trecut toate hotărârile socialiștilor ca să ajungă să devină posibil această bătaie de joc. Aici nebănuite sunt căile domnului, cum se spune. Acest referendum presupune că din partea respectivilor s-a dorit să fie și ca o bătaie de joc față de Dodon, știind că nu o să treacă și punându-l acum să devină ridicol în fața societății. Într-un interviu pentru Ziarul Național, liderul PD a declarat că rezultatele referendumului arată că dreapta poate învinge stânga dacă are un interes comun. Mai mult, Vlad Plahotniuc dă asigurări că democrații sunt gata să dea o mână de ajutor municipalității, fie că este interimat sau nu, dacă primăria cere ajutorul guvernării. Asta e bătaie de joc, să ai mandat de la cetățeni și în același timp și nu poți merge la serviciu și un oarecare uzurpator sau uzurpatoare să se găsească pe acolo prin birouri. Asta e scuipată în sufletul cetățenilor. Dorin Chirtoacă i-a mulțumit și unchiului său Mihai Ghimpu, care a împlinit ieri 66 de ani. Să-i dorim la mulți ani și să-i mulțumim pentru verticalitatea de care a dat dovadă și dă dovadă. Trecerea deja a avut loc și îmi pare rău că ați pierdut-o.
Referendumul de demitere a primarului a fost primul din istoria municipiului Chișinău. După închiderea secțiilor de votare exact la ora 21 și socialiștii au organizat o conferință de presă, aceștia au acuzat-o pe Maia Sandu de faptul că referendumul a eșuat, deoarece i-a îndemnat pe alegători să stea acasă și astfel orașul va ajunge în mâinile lui Vlad Plahotniuc. Lidera PAS spune că, de fapt, prin acest plebiscit, socialiștii au arătat cât sunt de slabi, iar democrații cred că PSRM a reacționat așa din cauza că a pierdut. Aici mă refer în primul rând la Partidul Democrat și Partidul Acțiune și Solidaritate a Maiei Sandu. În momentul de față, capitala ajunge pe mâna Partidului Democrat și a lui Vlad Plahotniuc. Iar de acest lucru se face în mare măsură de vină Maia Sandu, dacă nu în totalitate. Și dumneaei se explice tuturor celor pe care i-a îndemnat să rămână acasă. Astăzi Maia Sandu i-a dat o replică socialistului Ion Ceban. Prin acest referendum, domnul Ceban a recunoscut că este foarte slab și el și partidul pe care îl conduce. Lui Dorin Chertoacă, Ion Ceban îi sugerează să-și dea demisia. Eu am mari dubii că dumnealui se întoarce în fotoliul de primar. Dacă vrea cu adevărat ca lucrurile să meargă cumva înainte, ar fi foarte bine să-și dea demisia. Socialistul Ion Ceban spune că respectă decizia celor care nu au mers la vot. Oameni buni, vă place să mergeți pe drumurile sparte? Vă place să fiți alimentați sau copiii dumneavoastră cu hrană alterată la grădiniță? Noi nu vă putem face nimic. Ați avut astăzi opțiunea să spuneți nu. Referendumul de demitere a primarului capitalei a fost inițiat de către socialiști. Aceștia au mai încercat și anterior să organizeze un asemenea plebiscit în 2012, în 2013 și în 2016, însă toate tentativele lor au eșuat. Tot aseară, după închiderea secțiilor de votare, mai mulți tineri au protestat în fața sediului PSRM cu un tricolor în mâini și pancarte. Ei le-au cerut socialiștilor să întoarcă cele 9 milioane cheltuite pentru referendumul de demitere a primarului capitalei. Consilierul Ion Ceban a fost huiduit de protestatari când a ieșit să discute cu ei. Ei sunt cei care fac un joc murdar și pe la spate atacă românismul, pe la spate atacă tot ce înseamnă integrare europeană, apropiere de vest de România. Ei sunt cei care blochează toate modernizările din Chișinău. Astăzi cetățenii au demonstrat încă o dată că nu ascultă aceste îndemnări criminale ale socialiștilor și nu s-au prezentat la vot. Am venit să vedem fețele la oamenii ăștia care au vrut să ne impună nou ceva de ce și vor ei. Nici nu am întrebat pe nimeni. Din start a fost clar că asta numai pentru interesul lor. Tinerii au îndemnat pe socialiști să organizeze acum și un referendum de demitere a președintelui Igor Dodon. Să discute cu membrii ODIP a ieșit Ion Ceban. Promovarea referendumului. Acești oameni au avut un comportament agresiv. Rușine! 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 Deci, să fie foarte clar, acești 9 milioane de lei au fost cheltuiți pentru o procedură democratică. Ascultați-mă foarte atent acum. Noi îi vom întoarce. Odată cu alegerile parlamentare sau cele locale. După Ion Ceban au ieșit să discute cu protestatarii și alți membrii PSRM. Domnul Tăstalco, alt deputat PSRM este un infractor. Mi-a smuls tricolorul din piept în scoarul Europei anul acesta, 12 mai, ora 13:50 de minute și a spus, aruncă această cârpă. Care e problema, domnule? Cam accentul e problema la dumneavoastră. Cam mai bine, v-am dat o recomandare. Aseară, în fața sediului PSRM, s-au adunat și câțiva simpatizanți ai socialiștilor, care s-au luat la harță cu cei care au venit să protesteze. Важно, мы живем в Молдове, мы можем жить вместе, хорошо. Но они настраивают нас друг против друга. Это их не тактика для того, чтобы озлобить нас. Ребята, не поддавайтесь на провокации. Это провокаторы. ODIP este o organizație neguvernamentală care promovează unionismul. Despre referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoacă s-a discutat astăzi și la ședința primăriei capitale. Edilul interimar Silvia Radu a spus că rezultatele plebiscitului erau previzibile și se bucură că acesta s-a încheiat. Unii șefi de direcții cred că s-au aruncat bani în vânt, deoarece cu cei 9 milioane de lei cheltuiți pentru referendum puteau fi reparate străzi și spitale în oraș. Intrăm într-o nouă etapă. Referendumul s-a încheiat, rezultatul era mai mult sau mai puțin previzibil. E bine că s-a încheiat, sper că pasiunile politice se vor calma.
chișinăuienii nu-și doresc referendumuri și declarații politice, ei își doresc să trăiască într-un oraș curat, sigur, bine amenajat. Își doresc de la municipalitate ca ea să funcționeze. Și viceprimarii spun că s-au așteptat ca referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoacă să nu fie validat. S-a transformat mai mult într-o luptă politică decât într-un referendum de demitere a unui primar. Rezultatul este acel care îl avem, de fapt, era un rezultat de așteptat. Faptul că referendumul nu a fost validat sau oamenii nu au fost prezenți la urne, iarăși trebuie să fie ca un semnal pentru factorii de decizie, pentru politicieni. Șefii de direcție afirmă că din cele 9 milioane de lei cât s-a cheltuit pentru referendum, puteau fi reparate 3 străzi sau un spital. Să asamblăm troleibuse, să le dotăm cu acumulatoare pentru mers autonom, procurarea învelopilor, necesită cheltuie la aceste scopuri peste 5 milioane de lei. Ce se putea face cu 9 milioane de lei? Multe se puteau face, se repara grădinițe, drumuri, terenuri de joacă, terenuri de sport. Deși referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoacă nu a trecut, aceasta nu revine la primărie, așa cum este suspendat din funcție pentru corupere pasivă și trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată. Astfel, deocamdată, Silvia Radu rămâne primar interimar. Fiul fostului primar de Sângera nu a trecut în turul 2 al alegerilor locale. Lupta se va da între un socialist și un democrat. Potrivit datelor preliminare oferite de CEC, Valeriu Poiat de la PD a acumulat 37% din voturi, fiind urmat de Sergiu Brânzilă de la PSRM, care a obținut 23%. Nichita Lari, unul dintre fiii fostului primar, care de asemenea s-a înscris în cursă, a acumulat circa 10%. Alegerile locale noi au avut loc după ce vara trecută fostul primar de Sângera, Mihai Lahiri, a fost găsit împușcat în curtea casei sale. Atunci oamenii legii au deschis un dosar penal pentru determinare la suicid. Mai mulți localnici din Truceni și-au început dimineața protestând în fața primăriei capitalei. Rutiera e încărcată, parcă e saună acolo, dar nu e transport normal, ca cercuri normal. Mai târziu de ora 8 nu avem autobuz. Localnicii sunt nemulțumiți de numărul mic de microbuze care circulă pe ruta Trușeni-Chișinău. Ce răspuns au primit de la autorități, vedeți în jurnal. Un bărbat de 36 de ani din Lărguța Cantemir a murit aseară după ce s-a intoxicat cu fum în propria casă. Potrivit pompierilor, flăcările au cuprins salteaua de pe pat, iar ulterior s-au extins în camera în care se afla victima. Incendiul a fost stins de către vecini până la sosirea pompierilor. Circumstanțele și cauzele izbucnirii incendiului se constată. Adolescentul de 14 ani care ar fi tras în băiețelul de 6 ani de la Verejeni găsit mort într-o fântână a fost reținut pentru 72 de ore. După gratie a ajuns și tatăl acestuia. Potrivit poliției, în timpul audierilor, suspectul a povestit că arma s-a descărcat în timp ce încerca să o ia din mâinile prietenului său. Ulterior, l-ar fi dus la fântâna de lângă casă ca să-l spele pe față, iar acolo l-ar fi scăpat în gol. Medicii legiști au stabilit că micuțul a murit din cauza hemoragiei provocate de împușcătură. Poliția a fost alertată de către mama băiatului de 6 ani sâmbătă după amiază. Potrivit mătușei acestuia, el a dispărut după ce a mers să se joace cu vecinul său de 14 ani. Peste timp de 20 minute, el vine pe drumul Island și întreabă unița Cruce că Valeric să-l iau la mine. Dar cu tine s-a dus. Cu tine, mă, unde e el? Împreună cu zătenii, femeia și-a căutat fiul toată noaptea, însă așa și nu i-a dat de urmă. Prin toate fântânile, prin toate casele astea părăsit, pisea, nu sunt nimeni, nu trăiești nimeni, prin toate podnaviețurile l-am căutat. Tot satul, practic, s-a fost căutat. Abia ieri spre dimineață, salvatorii au fost alertați de poliție. Aceștia au început cu fântânile din localitate, iar când au ajuns la a treia, au găsit cadavrul. După o noapte de căutări, corpul neînsuflețit al copilului a fost găsit în această fântână. Nu este clar însă cum a ajuns aici. Fântâna se află în apropierea casei adolescentului de 14 ani. Vecinii spun că nu au auzit nimic. Eu am aprins candela la cruce, vezi, dimineață. Capacul era tras, căldarea pus pe capac. Să te fără grijă. Nică nu s-a auzit. Noi nici n-am suspectat că el e în fântână. Noi am căutat în fântână aceea mai timp de 100 și 1000 de ori. Tatăl băiețelului de 6 ani este plecat la muncă în Anglia, iar el locuia împreună cu mama și cu fratele său mai mic. Femeia este în stare de șoc și a primit asistență psihologică de la specialiști. Miercuri, băiatul urma să împlinească 7 ani. El zgătea că aici făcea în bucătăria asta de var, blinci făcea că zgătea să-i facă ziua lui de naștere. Din spusele poliției, cei doi copii se jucau în casa celui care ar fi tras din arma tatălui său. Nu se știe deocamdată în ce circunstanțe s-a întâmplat totul, cum a ajuns băiatul de 6 ani în fântână și ce a provocat decesul.
preliminar se cunoaște că copilul ar fi fost împușcat din imprudență de către un minor de 14 ani cu o armă de vânătoare deținută legal de tatăl acestuia. Expertiza medico-legală urmează să stabilească cauza morții. Rudele adolescentului de 14 ani spun că au observat că acesta avea un comportament ciudat, băiatul însă nu spunea nimic. Părinții acestuia nu erau acasă în momentul în care s-a produs tragedia. I-am zis, mă, l-am luat apart și zic, Ion, recunoaște dacă tu ceva ai făcut. El a spus că nu a făcut nimic. Tu spune corect, s-a întâmplat ceva, dar el a spus că nu. Și el ceva ascunde, pe dânsul ceva îl frământa în momentul și ala. El s-a întors spatele și nici nu vroie să conversează. Tatăl adolescentului de 14 ani este vânător și deține arma legal. Nu se știe cum aceasta a ajuns pe mâna copiilor. Poliția a pornit un dosar penal pentru omor din imprudență. Din iunie 2018 vom avea zboruri directe din Chișinău spre Tel Aviv. Acest lucru a fost posibil după eliminarea limitărilor privind numărul de companii aeriene care pot opera zboruri spre Israel. Astfel, începând cu 5 iunie 2018, cursele vor fi efectuate o dată pe săptămână în ziua de marți. De pe 6 iulie însă vor fi două zboruri marți și vineri. Cursele vor fi operate de o companie din Israel. Cu scandări și pancarte, câțiva localnici din Trușina au pichetat de dimineață clădirea primăriei. Ei se plâng că nu au cu ce ajunge la Chișinău din cauza numărului mic de microbuze de pe ruta 135. În replică, responsabilii de la transport spun că nu au primit niciun demers de la primăria din localitate. Sătui să mai aștepte oră în șir microbuzul care să-i ducă la Chișinău, localnicii din Trușeni au venit astăzi să protesteze în fața primăriei. Oamenii spun că puținile microbuze care circulă odată în oră sunt mereu pline până la refuz, iar sâmbătă și duminică acestea mai că nu circulă. Rutiera e încărcată, parcă e saună acolo, dar nu e transport normal, ca să circuri normal. Mai târziu de ora 8 nu avem autobuz. Responsabilii de la transport spun că celor 11.000 de locuitori din Trușeni le revin 22 de microbuze. Oamenii susțin însă că ar circula doar 10 și oricum ar mai avea nevoie de încă 10. Oamenii din sat deja sunt disperați, nu mai au și ajunge la oraș, cu ori le așteaptă rutierile. De grabă să începe frigurile, eu nu știu ce să facem. Personal, într-o duminică am vrut să plec la oraș, într-a patra rutier m-a urcat. Trei au fost imposibil, adică până în parbriz erau lume. Alături de localnici a protestat și un consilier local. Valeriu Tudor spune că a expediat un demers la primăria capitale pentru a fi soluționată problema, însă nu a primit niciun răspuns. Cetățenii se revoltă, ajung la primăria Trușeni, primarul spune că noi ne-am adresat, acolo nu vor să rezolve, dar cei de la primărie orașului spun că nu a apărut niciun demers. Astăzi, la ședința primăriei, Silvia Radu a citit un mesaj pe care spune că l-a primit de la un localnic din Trușeni și le-a tras muța pe spinare subalternilor. Graficul nu este respectat, iar în zilele de sâmbătă și duminică e dezastru. Iată, mi-a scris mie domnul Dabija. Eu vreau să știu ce se întâmplă cu, în general, cu rutele municipale. Un administrator de rută solicită zilnic, chiar vin solicitări către direcție pentru a exclude unitate, două de transport de pe linie, având în vedere că din cauza tarifului, că este un tarif prea mic pentru ei. Până la sfârșitul săptămânii, responsabilii de la Direcția Transport trebuie să vină cu soluții pentru a rezolva problema transportului la Trușeni, dar și la Bubuieci, unde de asemenea nu există suficiente microbuze. Procurorii anticorupție au descins astăzi mai multe primării din țară, inclusiv la Primăria Capitalei, dar și la Ministerul Mediului. Au fost reținute 9 persoane. Este vorba despre 2 primari din Strășeni, un consilier raional, un șef de la Fondul Ecologic, dar și reprezentanții mai multor companii. Oamenii legii spun că au deschis mai multe dosare penale pentru corupere pasivă, activă și escrocherie. Funcționarii ar fi trucat licitații de milioane, bani proveniți din Fondul Ecologic de Stat. În total, ofițerii și procurorii anticorupție au descins în 20 de primării, de unde au ridicat mai multe documente. Un grup de hiene curioase a făcut deliciul șoferilor care treceau pe un drum dintr-un parc național din Africa de Sud. Cei mai curioși au fost puii de hienă care au explorat mașinile și chiar au încercat la gust anvelopele. Vedeți mai multe imagini în câteva minute. De un început de săptămână nu tocmai bun au avut parte locuitorii din Magadan, Rusia. O furtună puternică a acoperit orașul cu zăpadă, dându-le bătăi mari de cap celor care voiau să ajungă astăzi la muncă. Zeci de mașini au rămas blocate în trafic. Mai multe școli au fost închise, iar zborurile au fost anulate.
A nins abundent toată noaptea în regiunea Magadan din Federația Rusă, iar echipajele de dezăpezire nu au reușit să facă față dezastrului lăsat în urmă de furtună. Zeci de mașini au rămas blocate în nămeți, iar fără ajutorul unei lopeți, unii șoferi nu au putut să se urnească din loc. Nu vedeți sugrob. Stai mașina, vă сюда. Nu ei взял право, чтобы ее как бы пропустить. Ну и все, уселся. Nu le-a fost ușor nici celor care au mers pe jos. Cu greu, oamenii și-au croit drum prin nămeții care ajungeau până mai sus de genunchi. Din cauza furtunii, mai multe școli au fost închise. Pe o autostradă din regiune a fost sistată circulația, iar toate zborurile au fost amânate. Localnicii au fost avertizați să nu iasă din casă decât în cazul unei urgențe. Sâmbăta trecută, în orașul Vladivostok, din cauza ninsorilor, s-au produs peste 300 de accidente rutiere soldate cu cel puțin 10 răniți. Orașul a fost paralizat complet pe drum, formându-se ambuteiaje kilometrice. Unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie și liderul unui cult din Statele Unite, Charlie Manson, a murit în această dimineață. Deocamdată nu se cunoaște cauza exactă a decesului. Manson executa o pedeapsă cu închisoare pe viață și era închis de mai bine de 45 de ani într-un penitenciar din California. Potrivit presei din Statele Unite, criminalul în vârstă de 83 de ani fusese internat într-un spital încă la începutul lunii noiembrie. Bărbatul își spășea pedeapsa fiind condamnat la închisoare pe viață pentru omorul a cel puțin 7 persoane. Printre acestea se numără și fosta soție a cineastului Roman Polanski, actrița Sharon Tate, care a fost ucisă cu sânge rece în propria casă alături de invitații săi, deși era însărcinată în 8 luni. Ea a fost înjunghiată de 16 ori de adepții lui Manson. La rândul său, criminalul care nu a ucis pe nimeni cu mâna sa a negat mereu implicarea sa în aceste crime. În casele victimelor, pe lângă cadavre, oamenii legii au descoperit semne că acele crime erau un fel de ritualuri pentru ucigași. Aceștia lăsau mesaje sângeroase pe pereți și pe uși. Charlie Manson a fost condamnat la moarte împreună cu 4 discipoli ai săi, dintre care 3 femei, în august 1969, pentru asasinarea celor 7 persoane. În procesul său de judecată, Manson a dat dovadă de o calmitate surprinzătoare, la fel ca și adeptele sale. Ulterior, însă, pedepsele lor au fost comutate în închisoare pe viață. Manson a format o comunitate în deșertul californian, Manson Family, spunând că era reîncarnarea lui Isus pe pământ și a organizat o serie de crime. Pentru a-și promova ideologiile, criminalul și-a tatuat pe frunte svastica, semnul fasciștilor. Manson și familia sa au fost subiectul a zeci de documentare și cărți. Rodica Ciolănică revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Rodica, bună seara din nou! Bună seara din nou, Anișoara! L-aștept în emisiune pe Vlad... O, Doamne, nu l-aștept. O să vă povestesc cum a impresionat-o Adrian Ursu pe soția lui Irina Negară chiar de ziua ei de naștere. A fost ceva fenomenal de frumos. La fel veți afla povestea sau ce face, cum arată o zi din viața lui Vladimir Palancică, moldoveanul care are afaceri de succes tocmai în Cambodgia. A fost săptămâna trecută invitatul meu aici în emisiune. Și vom vorbi astăzi și cu Lucia Gavriliță, un nutriționist specializat în stilul de viață vegan. Deci mai multe la O seară perfectă în câteva minute. Mulțumesc, Anișoara! Și îți mulțumesc, Rodica. Câțiva pui de hiene au blocat traficul pe un drum dintr-un parc național din Africa de Sud. Curioase, animalele au ieșit pe carosabil să studieze automobilele care treceau pe acolo și s-au apucat să muște din anvelope. Deși s-au speriat puțin, șoferii au frânat și au lăsat puii să-i înconjoare, primind o doză de bună dispoziție. Întâi pe carosabil și-au făcut apariția doi pui de hienă care s-au apucat de mușcat părți dintr-un automobil. Celelalte mașini au frânat ca să nu-i sperie, așa că puii au avut posibilitatea de a-și satisface curiozitatea în voie. După ce unul dintre șoferi a accelerat și a plecat, puii de hienă au trecut la altă mașină unde li s-a alăturat un pui și mai mic. În imagini se văd și câteva hiene mature, care însă nu par a fi atât de curioase. Cei care au filmat imaginile spun că puii sunt adesea văzuți pe acea porțiune de drum, iar trecătorii opresc ca să-i urmărească.
impresionant a moldovenilor la turneul de taekwondo Grițău, până aceștia au cucerit o medalie de aur, una de argint și două de bronz la competiția de categoria G1. Stepan Dimitrov a devenit campion în categoria de greutate de până la 58 de kg. Fratele său, Vadim, a cucerit argintul la 54 de kg. Ana Ciuchitu și Tatiana Țâmbălare au obținut câte o medalie de bronz. Sportivii moldoveni au acumulat puncte pentru topul mondial, importante pentru calificarea la Olimpiadă. Moldova a ocupat locul 3 în clasamentul pe echipe. La turneu au participat sportivi din 54 de țări. Meci demn de cascadorii râsului în Anglia. Portarii a două echipe din Liga Secundă au greșit la fiecare gol încasat. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. A fost un meci de coșmar pentru portarii echipelor Millwall și Sunderland. Aceștia au gafat la mai multe șuturi ale adversarilor, iar fiecare a încasat câte două goluri. Portarul formației Sunderland, olandezul Robin Ruiter, a încasat două goluri aproape identice din lovituri libere în doar 4 minute. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, iar portarii riscă acum să fie trimiși pe banca de rezerve. Ghinion teribil a avut recent și românul Ciprian Tătărușanu. Golkeeperul echipei Nantes a gafat în meciul cu PSG la șutul lui Pastore. Nantes a pierdut meciul cu Paris Saint-Germain, scor 1-4. Cel mai important trofeu din carieră, Grigor Dimitrov s-a impus aseară în finala turneului campionilor în fața lui David Goffin. Datorită victoriei, bulgarul va încheia anul pe locul 3 în clasamentul ATP. Grigor Dimitrov, Lester Schneim. Grigor Dimitrov a câștigat turneul campionilor după ce s-a impus în 3 seturi în fața lui David Goffin. Belgianul a condus în actul de debut cu 4-2, însă Dimitrov a reușit să întoarcă scorul și să învingă cu 7-5. În setul secund, Goffin a reușit un singur break și s-a impus cu 6-4. S-a ajuns în decisiv, unde Dimitrov nu a dat nicio șansă adversarului său. Este pentru prima oară când bulgarul se impune la turneul campionilor. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Urmează partea a doua emisiunii, O seară perfectă. Eu vă spun la revedere și vă doresc o săptămână reușită.